Brazil, nu e posibil ca să se extindă în asemenea măsură contractele de muncă pe durată determinată. Nu e posibil ca oamenii să fie niște simpli zilieri, să nu mai aibă certitudinea zilei de mâine. Este inadmisibil ca acest cod al muncii și legea dialogului social să fie într-adevăr un călcâi pe capul nostru care ne strivește și ne umilește. Toate prevederile de acolo sunt împotriva salariaților și sunt create sub aripa marilor corporații transnaționale care câștigă enorm de pe urma acestei legislații sociale a muncii din România. Ani de zile în această țară am fost puși să creăm așa numita europenizare, adică înaintea integrării în Europa ne-au impus un acquis comunitar, niște norme, niște legi, niște cutume. Le-am implementat, nu erau rele, ele au născut și codul muncii din 2003, care era bun pentru oameni, sau destul de bun. E bine, acum niște inși tot din exterior vin și ne impun actuala legislație a muncii, care torpilează inclusiv modelul social european, care înseamnă în primul rând respect față de oameni, respect față de lucrători.